Bună seara și bine v-am regăsit! În următoarea zi vântul se mai domolește, dar nu scăpăm de vreme rece, deși temperaturile vor mai crește atât în Moldova cât și în România. Noaptea cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab. Tot mai rece se face în centrul României, astfel că se vor înregistra temperaturi de minus 4 grade. Valori de 5 grade vor fi prin jumătatea nordică și cea sudică. În Moldova, prin nordul Republicii și anume la Ocnița, cerul va fi senin și doar 7 grade în termometre. În centru și sud vor predomina norii, vremea închisă și temperaturi de 8-9 grade. În regiunile din dreapta Prutului, la Iași, Galați și Suceava, va fi o vreme cu soare și maxime de 10 grade Celsius. În România, deși valorile termice vor crește față de azi, vremea totuși va fi rece pentru începutul lunii noiembrie. Cerul va fi variabil în regiunile sudice și sud-estice și temporar noros în restul țării, unde izolat vor fi precipitații slabe, iar la munte trecător va ninge. Temperaturi maxime de 10-11 grade vor fi resimțite în vestul teritoriului, iar valorile minime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade în nordul și centrul țării. La Chișinău, de mâine vremea va fi mult mai liniștită după 3 zile de vânt puternic, norii se mențin pe cer, dar nu există șansa să plouă. Maxima termică mai crește un pic și va înregistra 9 grade, iar valoarea minimă de 5 grade se va atesta pe timpul nopții. La București se va menține vremea rece, soarele va fi prezent la datorie și mâine, iar vântul va sufla slab și moderat. Valoarea maximă mai crește cu un grad și va indica 10 grade în cursul zilei, iar noaptea mercurul în termometre va coborî până la 0 grade. Cam atât despre starea vremii, o seară frumoasă, numai bine!